Accident rutier grav la Scoarța, un autoturism în care se aflau 5 persoane, s-a izbit frontal de un cap de pod. Șoferul ar fi adormit la volan și, într-o curbă, a părăsit partea carosabilă. 3 persoane au fost transportate la spital, iar alte 2 au suferit leziuni ușoare. În această dimineață, o familie din județul Argeș a fost implicată într-un accident de circulație pe raza comunei Scoarța. Șoferul, un bărbat de 68 de ani, a pierdut controlul volanului și s-a izbit frontal de un cap de pod de pe marginea drumului. Un bărbat de 68 de ani din comuna Negrești, județul Argeș, în timp ce conducea un autoturism pe raza comunei Scoarța, din direcția Râmnicu-Vâlcea spre Târgu Jiu, datorită vitezei, într-o curbă a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un cap de pod. În urma impactului, conducătorul auto și 4 femei cu vârste cuprinse între 57 și 65 de ani din județul Argeș au suferit leziuni, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. La fața locului au intervenit și pompierii din cadrul ISU Gorj, una dintre victime fiind încarcerată. La fața locului s-au deplasat din partea ISU Gorj o auto specială pentru descarcerare, o auto specială pentru transport victime multiple și o ambulanță Smurt, iar din partea Serviciului Județean de Ambulanță Gorj, 2 ambulanțe, care au constatat că în urma impactului au rezultat 5 victime. Acestea au fost stabilizate hemodinamic și transportate în funcție de gravitatea leziunilor la unitățile de primiri urgențe ale spitalelor Târgu Jiu și Târgu Cărbunești. Martorii spun că cel mai probabil șoferul ar fi adormit la volan. Cred că a adormit, pentru că nu sunt de frânare, nu e nimic. Ați încercat să rețeleți în ajutor, în ce stare era? Am sunat în primul rând la 112 și 2 persoane care se aflau în față au ieșit afară. Erau cât de cât în regulă, restul... Sincer, mi-a fost frică pentru că se văietau, se vedeau lovite. Am așteptat să vină descarcerarea. La fața locului au intervenit și reprezentanții SDN Târgu Jiu pentru curățirea carosabilului. Am anunțat echipa de intervenții de la drumuri, am intervenit cu 2 oameni cu material absorbant, că de obicei la accidente întotdeauna se scurg substanțe, lichid, ulei, antigel și există riscul de a se produce și alte accidente după aceea când autoturismele antrenează uleiul pe partea carosabilă. În plus că, după cum se știe, uleiul afectează și asfaltul destul de rău. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările în acest caz.